Începând din seara aceasta până în seara zilei de miercuri, județul Mehedin se va afla sub incidența avertizării meteorologice cod galben de ploi însemnate cantitativ, conform informării transmise de către Administrația Națională de Meteorologie. În intervalul menționat sunt prognozate ploi ce vor avea caracter de aversă, iar cantități de apă vor fi de 25-30 de litri pe metru pătrat și izolat peste 35-40 de litri pe metru pătrat. Pentru prevenirea unor situații de urgență, recomandăm populației să ia măsuri pentru curățarea șanțurilor și rigolelor de scurgere, în scopul facilitării evacuării normale a apelor pluviale. De asemenea, în cazul creșterii debitelor pe anumite cursuri de apă, facem apel la cetățeni să nu încerce traversarea râurilor prin apă și să nu se apropie de malurile acestora. În situația în care populația este surprinsă în zone deschise, trebuie să se îndepărteze rapid de zona în care se manifestă fenomenele și să identifice un spațiu care le garantează protecția. Informații despre modul de comportare în cazul producerii unor situații de urgență pot fi obținute prin accesarea Platformei Naționale de Pregătire în Situații de Urgență, fiipregătit.ro și aplicația de mobil DSU, care poate fi descărcată gratuit de pe App Store sau Google Play. Pe durata manifestării vântului puternic, recomandăm populației să întrerupă orice activitate desfășurată în aer liber și să se adăpostească în imobile sau spații închise, care să le asigure protecția. Cetățenii sunt rugați să folosească numărul unic de urgență 112 doar atunci când viața lor sau a altor persoane este pusă în pericol. Informații despre modul de comportare în cazul producerii unor situații de urgență pot fi obținute prin accesarea Platformei Naționale de Pregătire în Situații de Urgență, fiipregătit.ro și aplicația de mobil DSU, care poate fi descărcată gratuit de pe App Store și Google Play.